Te-am cules de la a fost primul cântic care ne l-a cântat mama și care l-am învățat eu. Să vă spun drept, cred că darul și harul ne l-a dat mama mea. Este un om care a iubit tare mult folclorul, este un om glumeț și la toate nunțile care era poftită, ea numai decât a înveselea lumea. La noi în sat se făcea hora satului, asta era un, cum spune, o lege. Hora satului se făcea duminica. Duminica se făcea după masă, undeva la orele 17-16, așa, până la Sfințitul Soarelui. La Paște și la Crăciun se facea 3 zile la rând. La Paște, fetele, în fiecare zi, schimbau îmbrăcămintea. Se îmbrăca altă roche. Andrei, era sărbătoarea, noi îi spuneam usturoi. La usturoi, tare se găteau fetele. Făceau mâncare, aduceau toate mâncăruri, aduceau și făceau la o casă mâncare foarte bună. Unde era fată, unde era fată mare, când făceau usturoiul, apoi așezau stivă, așezau zestre, o puneau așa la vedere. Usturoiul, asta era ziua ursitoare. Punea cercei de aur, punea cercei de aștelanțe simple, punea un sârnic, punea un creion, capeică și punea într-o pălărie de la un băiat, de la un flăcău, amesteca bine și dădea ca fetele să nu vadă să care ce apuca din această pălărie. Și după ce apucau, de cum fiecare arăta ce apucat. Care apuca în el de aur, era să aibă bărbat bogat, a să fie ea îmbrăcat foarte bine. Care lua sârnic, a să fie bețivan. Și ce ne-a numai la noi s-a păstrat obiceiul ăsta cu băsmăli. Noi spuneam, îi spune Batista, sau, dar noi spuneam băsmăli. Flăcău avea o fată care el se întâlnea cu dânsul, ea îi cosea, uite, spunem cum aici așa, uite, astea așa, cam așa băsmăli. Batista îi coseau fetele și îi punea. Și până când la Paște, el era de turc, s-o dea în leagăn. Nu erau trei cete. Când mergea sărbătorile de iarnă, de Crăciun, erau ceata bulgărească, ceata bajenarilor și ceata țiglinarilor. Și la noi în sat chiar multe familii și în ziua de astăzi sunt familii bulgărești. Petrov, Popov, Curtev și așa mai departe. Însă este unica întâmplare când bulgarii au fost moldovenizați sau românizați.
sărbătorile se începeau iarna. Și la sărbători se adunau la o casă și lucrau. Cuseau, împleteau, torceau la așezători numai decât se pofteau, fetele pofteau băieții prietenilor. Și iată, din șezăturile acestea se facea cunoștință, din șezături se măritau, se însurau băieții. Când făceau nunta, uite, era așa obiceiul, dacă prima dată unii făceau nunta așa, cu luau, să înțelegeau, luau mireasa cu nunta. Făcea nunta, s-a termina nunta până când dimineața se făcea nunta, dezbrăcau mireasa, cânta tot asta că se dezbrace mireasa, se ducea mireasa să culca, trebuia să culce cu mirele și pe urma să-i ducă cămașa, o punea în sită și o ducea și o arăta la femeile care mai în stare acolo. Arăta că ea a fost cinstită. Când eram eu mititică, țin minte, o leac cânticul ăsta, îl cânta o ea de cum mai bătrână, o femeie. Două fete mari se ceartă. Am să mă stărui să cânt o leac. Foaie verde, foaie lată, la fântânița din poartă. La toate horile satului erau poftiți lăutari. Cântau numai folclorul nostru popular moldovenesc, românesc. Tot erau lăutari al de moștanase gâscă când cântau, stingeau lamba cu trompetă. Pe ani cântăm, am pus mâna, m-a învățat tata meu care a fost bătrân, șef de muzică, și m-a învățat la bas fligor, cum spune la muzica militară. Bătrânul, tata, Șarambel bătrânul, m-a învățat primul cântec tramvai. În 46 am plecat cu el în Telorman. Era foamete mare și m-a luat tata, aveam 11 ani. Și aveam o trompetă mică și mergeam pe la porțile oamenilor și cântam tramvaiul și apoi scutea câte un ciur, așa se spunea acolo, un ciur de făină, o bucată de țes de pâine și făcea în Oltenie atunci. Veneau băieții cu părinții lor și veneau și ne împacau pentru Sfintele Paști, pentru Crăciun. Veneau și ne cântau câte trei zile și trei nopți cântam. Prin sat umblam la fiecare casă. Ieșau bătrânile care erau oameni gospodari, ieșau cu farfuriile, cu vinul, cu păștile, cu ouăle, ieșau înaintea noastră. Și strângeam și noi muzicanții, că
luați de pomană, de sufletul cu tăruie, de sufletul acela. Trebuia să primim, care avea o inima de dea câte un mel acasă, la muzicanți. Depi și terminam de umblat din sat, începeam hora țărânească. Și cântam pe șest acolo, puneau scrinșe de astea, cum erau înainte, și cântam până în zorul zilei cântam. Aici era socrul mare, de la Hârsoveni era mireasa. Și mergeam și luam cu zestre. Juca băieții a zestrei, băga o căruță în ogradă, în jurul căruții, juca băieții cu zestre, cu covoare, cu perni. Urca mireasa sus, cu mirile, cu doi cai, și veneam la nuntă, acasă, la socrul mare. Atunci, iar la fel, jucam zestrea și o băga în nuntru. În casa mirului. Cântam duminică seara, până la două. Ne odihneam o leacă. Dimineața începeam și mergea până marți, pe la două. Trei după amiază. Acum anunțurile se fac ziua cu fanfara și noaptea cu orchestră, pe la local, pe la vaslui. Și bătrânii și tineretul la fiecare casă ne primea. Știa că vine fanfara lui Măguță Aurel, Măguță, și trebuia să ne primească. Tata m-a învățat pe mine și spunea, tată, învață meseria asta că ai să-ți prinde bine în viață. Am să cânt și eu acum și că cel mai dureros și cel mai scump este mama. Să cânt acum din bariton de om. Asta e cel mai frumos cântec din lumea asta, că toți și copiii cei mici am nepoți la vaslui. Mama și mama, mama și mama. Она и должна быть духовной. Вот эта грамота, о которой я говорю, вот эта грамота, которую в Одессе тоже есть, занимаются этим делом люди, с которыми я держу всегда связь. Грамота 805 года, надо же, уже будучи, эта грамота дана, так сказать, всем липованам, всем,
дарованные свободой Константином Мурзи, то есть был воевода, был владетельный князь земли молдавской, эта грамота оказалась не в Белой Кремнице. Эта грамота оказалась не где-то там, а в Куниче. То есть Куниче всегда, наверное, было притягательно чем-то. Наверное, своей духовностью, своей нравственностью, своим трудоспособностью и умением сохранить вот те традиции, ту культуру. О том, что в 62-м году, 1862 году у нас церковь закрывали. И что отсюда увезли огромное количество, большое количество увезли и книг. Что такое антиминт? Это, знаете, я знаю. Освящается не церковь, освящается антиминт. И тогда церковь приобретает свое название. Если нет антиминта, церкви нет. Не функционирует. Да. Так вот, что интересно в этом антиминте. Дело в том, что когда мы убегали оттуда с России, когда нас гнали, презирали, скорее всего, наши люди взяли этот антиминс и привезли его сюда, построив церковь, и положили. Множество, они сохранились. Например, очень. Вот у нас носят поясок. Вот спроси, почему? Ну, не знаю. Ну, не знает нынешнее поколение, почему. Поясок за тем, чтобы отделять. Это символ отделения. Почему здесь крестики на пояске? Символ отделения плотского от духовного. Вот это духовное, а дальше плотское. Понимаете? Почему у нас вот две иконы, у нас в основном старинных икон, значит, вот здесь подзоры были. Понимаете, почему? Это тоже традиция, которая забылась, но которая была и которая очень хорошо отражала. Вот у меня с женой ночь. Я устраиваю как с женой. Так вот, чтобы сокрыть от Бога, Бог не видел. Чисто символически делалось. Вот этот подзорчик на потолке, чтобы не видеть. О душах наших. Посеивать беду на берегу, посеивать беду на берегу, мою крупную рассадушку, мою крупную зеленую. Погревает беда без дождя, погревает беда. Моя крупная рассадушка, моя крупная зеленая, пошлю казака по воду, пошлю казака по воду, не моденем ни казаченька, не моденем ни молоденького. В наш репертуар входят только народные песни, и очень многие именно наши, кунические, старые песни. Да. Конечно, мы берем и, вот, допустим, у нас есть одна песня из Румынии, есть песни из России, но больше кунических песен. Я лично брала от наших бабушек. Есть песни старые, есть одна песня «Барыня Лакея» называется. Ей столько лет, сколько силы. Ее ни один не поет, а мы поем репертуар. Деревня моя, деревянная дальняя, смотрю на тебя я, прикрыв
в черемку стоишь над рекой. Ты в легком платочке июльского облака, в веснушках черемку стоишь над рекой. Родная моя. Kar gelirdiler, fener asardık fidana. İş yapmadan aşırı. Yapamamla vererdi derdik. Laf ederdik. Türkü çalardı, türkü çaldı. Yani çocuklar gelirdi ceylek vakti. Koy evlensin, koy yavklu olsun. Ben onu benim verdim. Koy evlensin, yavklu olsun. O beni ben verdi. Koy evlensin, yavuklu olsun, o beni ben verdi. Bu fistanı babu dikti mamuya. Açan ta o mamu gençti. Çıkardı bu fistanla köşelere, yanında onlar buluşardılar kendi çocuklarınla. Lazım da olsun onlarda boncuk. Hem de çiçecik, bu çiçeği vererdiler çocuklara. Ankısını beğenirdiler. Sonra oynardılar onlarla kor. Deride davul sesi var lelo. Deride davul sesi var lelo. Kızlarda çengelmesi var lelo. Kızlarda çengelmesi var lelo. İvan Hristoforovic Arnavut. Gittim ona. Dedim İvan Hristoforovic, ben isterim yapma fıçı. Sen canabim bilirsin yapma onları. Varınca mı söylersin bana? Gösteresin. Daha adam geldi gösterdi bana, çekettim yapma. Yavaş yavaş ilkten zordu. Şimdi, sonra yavaş yavaş ben aldım hesabını. Koyarım onları, logalar yaptım, koyarım su içine yumuşasınlar. Sonra kaynadı yerim onları. Sonra yaptım prispasabliniye, tiyaskudan. Salkım, daha kahve material, daha çetin. Hı hı. No, şarap da oluyorsun ya, peki. Kullanarsın onu, paklarsın fıçıyı. Yapmazsın, bozmazsın, koymazsın olan işte olsun. Silah materyal koyulsun, silahda şarap olacak. Yüzümler çürük sıydı olmayacak silah şarap. Labrınca yazdığı al, piyinirsin yaptım neşte, bu salkımdan. Yapardık çamurdan bir yer menşe, tabut içine koyardık. Ben gezerdik, işte alardık kazan, su, gezerdik evden eve, piru da lada. Piru da lada, ver Allah'ım yağmur yağsın, popşacıklar büyüsün, yekinler, tarlada çamur,
teknelerde hamur. Sonra çalardı, verirdi bize un, yumurta, olu, yağ verirdi bize. Sonra açan gelirdik eve, bizim mamlar yapardılar bize. İşte plaçinta, yumurtalar kavurardı, oturardık, yerdik. Germençü götürerdik işte suya, çayra, ağlardık orada. Sonra Allah verir bize yağmur. Vardı yağmur. Dönmek olmaz, yazık yavrum, baş çemizde güller açmaz, baş çemizde güller açmaz. 40 mucinik yaparız basmörka, kolaç. Gideriz kiliseye, yerleştiririz. Komşulara, senseleye, dörder kolaç, basmörka. 40 mucinik biz praznovat ederiz. Onlar stradat etmişler bizim için. Onlar hepsi 40 mucinik, onlar pek gramotluymuşlar, onlar военный çocuklar. Koyarlar onları bir more, kışın su, hepsi çıplak durarlar su içinde. Bir gece, iki gece, sonra biz gideceğiz Yöten'le. Orada жизнь эта исле, рая. İstanbul'dan ya gelir 7000 polk asker silahları belinde murayı ister. Bizde yarım köyü Gagavuz, yarım da Bulgar. Bulgarlara delini hor yapardı, Gagavuzlara delini. Biz toplanardık bir köşeye, Bulgarlar, onlar centra orada toplanardılar, kilisenin yanına. Postepenle, postepenle başladılar, çocuklar gelmeye bu hore, bu çocuklar gitmeye. Tukanlar horesinde onlar ince meritse oldu, toplandı, друзьями. Sonra horelar da toplandı bir yere. Тука в Кирсовата, до центру, от, до примарії, ну там, де тут черква та наш, там більше грузували на Мігданю. Там около черква, там більше площа. Площа чиста, і там все збірали гагаузі і белгари. Збіралися на хурот. Ну їм ще не розберіга, їм ще катує то, і сігу їм такі схори, їм такі скандальжі, там все скарат, все збіять, ну їм ще маленьку вражда. А всего нема, потому что народу со смеща очень много со смеща. Теперь вот различие от молдаваны и болгарты, разница большая на пиперю. Они сеем вот зелен пиперь, а молдаваны сеют бял пиперь. Какие пиперю? То не якуто он же бял, а где-то на базаре купувати на базару, то дебил, то стынок. То пиперь, когда ты его иссушаешь, не правим томат, томат-паста, заготовленный за туи. А то за червик то станет червен, прикарвам го через мясорубката, говоря где-то вот даже то за казан, варе го где-то сутка говоря. От один казан пыльно ставят до половины. Наливаем там масло где-то 2 килограмма, улой. И все это говоря. И томат, паста се получала исключительно даже, аз мога да поспорить, что в любой магазин няма да намерещих вас. Аз мога да ви покажу.
как се казва, начинахме да врод да пустувам. И като мра море, като мра море. На лаптом беше ден рождения. Мамо, чини ще идем шашлик, мечти, као няма. Дома, ха, гледай церва, та ще ям на пат пипер. Тай, на пат пипер, после ще идеш. Давай ще идем шашлик, дома, няма, няма. Верата се загубва. Тож молодежь всегда глядят за пари, за пари, а да. За вярата от Бога не ги и страх. Няма, няма. Не ги и страх от Бога. Пари, пари. Ами ни раньше аз не запомнях, ни да имаме пари дома. Мой баща 5 дъщери отгледа. Аз не запомня да имаме пари да те на пари, на. Сдумали са двамца младихе, сдумали са двамца младихе, хайде ли бе да прибегнем в гъстагуре, Яворова и Драганулло. Хайде ли бе да прибегнем в гъстагуре, Яворова и Драганулло. Гъстагуре, Яворова, хе, Гъстагуре, Яворова, хе, Гъстагуре, Яворова, да насичем тенка йока и драганулло. Гъстагуре, Яворова, да насичем тенка йока и драганулло. Саду при долине, не поют и соловьи, а я мальчик на чужбине, спать забыт от всех людей, а я мальчик на чужбине, спать забыт от всех людей. Muzica noastră este tristă. Dacă suntem fugiți de prin Rusia, de prin secolul 17, s-a cântat numai muzică tristă. Toate melodiile erau balade. Înainte nunțile erau numai prin cântecul femeilor și prin cântecul bărbaților. Nu erau instrumente, nu erau nimic. Și cu religia la fel. Religia nu prea acceptă, să zicem, nunțele cu alai. Cazacii necrasoviți, așa ne numim noi, erau subjugați, erau, se puneau impozit pe barbă. Dacă aveai, dacă vrei să porți barbă, trebuia să plătești un impozit. Ca să-și taie barba un starover de rit vechi, crăpa un lemn, băga barba în lemn și îl lăsa acolo. Și dacă era lemnul lung de vreo 7-8 metri, el trebuia să-și taie barba ca să-și salveze pielea, ca să nu moară în pădure. Istoria noastră este foarte frumoasă, dar noi nu cunoaștem toată. De ce? Pentru că la noi în sat era o bisericuță de lemn care a ars. Și acolo erau toate documentele care atestau originea și tot. De la plecarea din Rusia
Și noi ne numim lipoveni, nici noi nu știm de unde provine cuvântul lipoven. De la lipa, lipa înseamnă tei. Linguri se făceau din tei, tot felul de farfurii sau mă rog. La biserică nu poți să intri dacă n-ai o îmbrăcăminte decentă. Femeile trebuie să poarte chicică în cap, cele măritate. Cele nemăritate trebuie să aibă codițele împletite. Pe cap se pune. Așa se pune, știți? Uite așa, îl pui și mergi la biserică. Așa te îmbrămătești și cu chicica, așa, și caseacul, ca să se vadă și caseacul. Altfel nu te primește popa. Tradițiile noastre bisericești sunt foarte stricte, ele s-au păstrat din moș strămoș și se mai păstrează. La noi, în biserică, dacă ai intrat, nu mai ai voie să ieși decât pentru nevoi fiziologice, eventual, și la Evanghelie nu se iese, nu se intră. Atamanul nostru a scris și un legământ foarte strict, nu trebuia să-ți iubești femeia care era necredincioasă, era bătută cu pietre, un cazac, nu avea voie să muncească pentru alt cazac, nu avea voie să faci un negoț. Aici pun batista, aici pun banii pentru biserică, pentru lumânare, da? Sute de ani să fie, uite, eu de la mama mea. La noi copilul când s-a adus de la maternitate, la a doua zi este deja botezat. Este a doua zi, a treia zi, maxim într-o săptămână este botezat. Al Fiul, al Tatălui, Sfântului Duh, amin. Noi, Gospod Iisus, este Sfântul Boже, pamilu-mi ne greșne. Дочки.
А я малявна волюка, та й любеля трошки. Я писала водяня стіги, котруті уздошки. По лімба україняна, ще по сімціря україняна, m-am întâlnit și ne-am întâlnit în primul rând în casa părintească, acolo unde am vorbit această limbă de mici copii. După anii 90 s-a încercat o revigorare a tot ceea ce înseamnă ucrainism, a tot ceea ce înseamnă tradiție locală, tradiție ucraineană. Mala baba, trisini, 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 trai-lai-la-lai-lai-la. Mala baba, trisini, tai jenila u vasini, trai-lai-la-lai-lai-la. Se face un aluat, după el întindem pe masă, ori se taie cu cuțitul, ori cu cana de cupăm. Punem oricum, se pot face cu cartofi pisați, pus cu ceapă, cu piper, cu ceapă prăjită. În aluatul ăla, cum facem cu cana sau tăiem pătrățele, se pune cartofi sau cu gem, se pot face cu brânză dulce, brânză sărată, cu orice. Și cu varză fac. Și cu varză. Se pune în apă clocotită și fierb cam 20 de minute și după aia se strecoară și se ung cu ce doriți, cu ceapă prăjită, cu smântână, cu pesmet, colțunaș, perohe se cheamă pe ucrăinește la noi. Я дала шагрим ремето колія їдя, я дала шон мій мелей до воська не піде. Їг мій мелей вибрався, я грітке полола, руку макну, чешко здихну, будь мила здорова. Actul liturgic decurge, sigur, la fel, ca și în comunitățile românești, însă ceea ce este specific, aș putea spune, este acest sport popular, tradițional, care are culorile acelea calde pe altița de la cămașă, albastru și galbenul, care se regăsesc chiar și în steagul ucrainean. Cămașa de pe mine, chiar cu sută de mine, când aveam 18-19 ani și sunt mândră. Când eram eu fată să ieșea la oră, trebuia să ai cămașă, catrință, costum național. Fiecare cosea pe ascuns și de când ieșea la oră, se mândreau că are cămașă nouă. Iau copala ta-i dala, oi nitra, are 5 faze de lucru. Prima fază vine scris pe alb, cu ceară, trasăm linii, trasăm modelul,
depinde cum îl facem. Putem face și cu flori, putem face și cu figuri geometrice, putem face și modele tradiționale vechi, cum sunt coarnele berbecului, cârza ciobanului, calea rătăcită, pomul vieții. Sunt foarte multe modele vechi care se păstrează. Când facem modelul pe alb, o să-l punem la vopsit. Vopsim în prima vopsea galbenă, scriem pe galben ce este acoperit cu ceară, la ștersul cerii rămâne galben. Când am scris pe galben, îl uscăm, scriem și pe roșu. Și după ce am terminat pe roșu, îl punem în vopsea neagră. Oul când îl scoatem din vopsea, e negru ca tăciunele. La urmă, îl punem la o sursă de căldură, la bec sau cum e la noi în zonă, pe plită, și îl ștergem. Și rămâne oul final cam în felul ăsta. O grădină este frumoasă atunci când are flori de mai multe culori, cu mai multe mirosuri. De aceea credem că fiecare popor, fiecare nație, fiecare etnie și are specificul ei care este frumos și trebuie valorificat, trebuie cunoscut de ceilalți.